ziua! Vă salută Tatiana! Astăzi am avut o foarte frumoasă surpriză. Mi-a ajuns un pachet de la prietena mea, Emilia Liza Minea, care se află în Germania. Așa cum știți, de curând i-a murit bătrâna pentru care lucra și găsind un alt loc de muncă, mi-a făcut un pachet cu anumite materiale. Vreau să-l desfac în fața dumneavoastră, să vedem ce surpriză mi-a pregătit Emilia. După cum vedeți, uitați-vă aici, se vede Minea Emilia, Schernberg, Rastatt, Osterich. Aici este numele meu. Îl voi desface, sunt foarte curioasă și, bineînțeles, indiferent de ceea ce se găsește în interior, eu vreau să-i mulțumesc Emiliei pentru gestul pe care l-a făcut. Voi desface încet, cu atenție. Și sunt curioasă să văd ce mi-a pregătit ea aici, ce mi-a trimis. Bineînțeles, așa cum știți, eu cu Emilia sunt prietena de foarte mulți ani, foarte mulți, mai bine de 2 ani de zile, de când ne-am cunoscut pe grupul de Facebook și apoi, bineînțeles, am devenit prieteni foarte, foarte bune. În primul și în primul rând, ia uitați-vă aici deasupra, o carte cu modele. O carte cu modele. Da, foarte frumos. Mulțumesc foarte mult, iubita. Deci voi avea aici modele după care să lucrez, noutăți, cu care vă voi încânta, bineînțeles. Mulțumesc, Emilia. Sunt nerăbdătoare, precum un copil mic, așa. Apoi mi-a pus și vaselină parfumată. Mulțumesc, iubita, știu pentru ce mi-ai pus-o, te-ai gândit la mine. Aici, de la Balea, o cremă pentru față, BB Cream. Da, eu o folosesc aceasta foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Apoi, nelipsitele oje. Cine îmi trimite pachet, întotdeauna îmi pune ojă. Fie că sunt copiii de acasă, fie prietenele. Da, culori foarte frumoase, culorile mele preferate. Mulțumesc, iubita. Le voi pune cu cea mai mare plăcere și mă voi gândi, bineînțeles, întotdeauna mă gândesc la tine, dar în momentul în care le voi pune, mă voi gândi la tine. Mi-ai pus aici și un centezimo, o nouă vaselină, mulțumesc. Și apoi avem materiale, aici avem bobine pentru lucru. Voi face în modul în care să puteți vedea tot ceea ce ea mi-a trimis. Mulțumesc, iubita! În felul acesta mă motivez să lucrez și mai mult. Acesta este bumbac, nu am întâlnit în această formă. Foarte frumoase fire, fire care eu nu le găsesc aici, Liza Premium, de exemplu, nu este și aici am văzut Liza Premium. Din nou, brilanta și voi pune pe scaun. Din nou bumbac, foarte mult îmi place, eu lucrez foarte mult în bumbac, fir de bumbac, din nou, o
un spray de la Fa, trebuie să fie minunat. De adevărat. Pink Rose. Pink Passion. Pasiune roz. Mulțumesc. Din nou, Alize Diva Plus. Nu am folosit niciodată, pentru că eu aici nu găsesc Alize Diva. Sunt două bobine. Apoi un nou fir, foarte, foarte interesant, frumos, în degrade, grosuț. Mulțumesc, iubita, mulțumesc. Din nou, Alize Diva Plus. Cu aceste fire, cu acest tip de alize nu am lucrat niciodată, pentru că eu nu le-am cumpărat aici. Din nou Alize, Liza Premium. Deci pot să spun că m-ai făcut nu fericită, foarte, foarte fericită. Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru gestul tău. Din nou Alize și apoi din nou bumbac de culoare albă. Deci mi-ai făcut o mulțime de surprize. Firul de lurex cu care eu lucrez, mulțumesc. Și apoi fire deja făcute geme, foarte multe, foarte multe, care mă încântă într-adevăr. O plăcere să le văd, o plăcere apoi să lucrez cu ele, bineînțeles. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Voi avea pentru o bună bucată de timp provizii, din nou bumbac și alize. Și aici de desubt, din nou, reviste. Minunat! Voi dau un pic deoparte pentru a vă prezenta revistele. Chiar o minune! Acestea cu modele pentru Crăciun, foarte frumos. Deci voi veni cu noutăți, uitați-vă scena nașterii. Îngerașii, foarte, foarte frumos, mulțumesc din suflet. Deci și ciupercuțe, voi avea modele noi, fără să mai stau să-mi pun eu mintea la contribuție prea mult. Aici sunt din nou diferite modele, acestea mai mult pentru broderii, da? O altă revistă cu modele pentru cusut și brodat în același timp, dar și mărginuțe de croșetate, veste pentru adulți și pentru copii. Aici din nou o altă revistă cu modele pentru croșetat și implicit modele lucrate în stofă. O altă revistă cu modele, ia uitați-vă ce frumos aici, prăjiturele, felia de tort. O surpriză foarte plăcută din partea Emiliei, nu mă așteptam. Iar acesta este un ziar care a fost pus pe fundul cutiei ca să nu se murdărească. Îmi plac foarte mult. Am vrut să desfac în fața dumneavoastră. În felul acesta vedeți o prietenie născută doar datorită pasiunii pentru lucru de mână, o prietenie care dăinuie de ani,
și o prietenie care, după cum vedeți, în momentele necesare, nu chiar necesare, momente în care practic nu te aștepți, ele se concretizează. Acesta este exemplul de o adevărată prietenie. Așa cum am spus întotdeauna, Emilia și Mariana Cioc mi-au fost foarte aproape într-un moment foarte dificil al vieții mele și nu m-au lăsat singură, bineînțeles, și copiii mi-au fost alături, dar ele, precum prietene, în fiecare zi, una dintre ele era prezentă cu ajutorul telefonului pentru a mă susține. Din nou, închei spunându-vă, iubiți-vă între dumneavoastră, indiferent ce tip de canal de YouTube aveți. Cu această ocazie recomand și canalul Emiliei, Emilia Lisa Minea, croșetate și nu numai. Dacă veți scrie numele ei, cu siguranță o veți găsi. Dacă doriți să vă înscrieți, este totul gratuit. Ea este un pic dezamăgită pentru că sunt puțini înscriși. O recomand cu căldură, veți vedea apoi ce lucrări frumoase face. Și așa cum spuneam, iubiți-vă între dumneavoastră, respectați-vă, căci ceea ce vedeți aici acum este adevărata prietenie. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, în special pe tine, iubita. Îți mulțumesc din suflet, îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai trimis și vă iubesc. Aveți grijă de dumneavoastră. Vă salută Tatiana și ne vom întâlni cu un tutorial. O zi bună tuturor, la revedere!